Azi e ziua ta, azi e ziua ta, pentru tine voi cânta. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, toți te vor felicita. Azi e sărbătoare, toți suntem aici, de la mic la mare, cei mai buni amici. Veselie multe, totul e frumos. Îți sper cu această zi minunată. Astăzi ești eroina acestei zile. Și cum se cuvine la fetele astea dulci și frumoase, bineînțeles că noi venim cu multe, multe daruri. Și în special, o surpriză dulce, o surpriză mare, lungă. Și bineînțeles, ca să meargă tortul ăsta bine, este și o sticlă de șampanie. Scumpa noastră, dar știi tu oare cine ne-a rugat să venim la tine și să-ți aducem aceste daruri frumoase? Dar cum crezi tu? Nu știu, fiindcă nu-i nimeni acasă. Așa că e de la toți, cred că. Mulți așa sunt cei care te iubesc și bănuiesc că ai mulți împrăștiați, băieți și fete, da? Și voiam să-ți spunem că această surpriză, cum ai spus și tu, vine din partea mai multor persoane care toți s-au unit cu același gând și cu aceeași intenție pentru a-ți face ție ziua mai frumoasă și a-ți spune cât de mult țin la tine, cât de mult te iubesc, cât de mult te apreciază și de acolo de unde sunt își trimit inima lor ca să fie astăzi alături de tine. Și acești oameni frumoși au scris un mesaj de felicitare. Ești o persoană apropiată, dragă și iubită, care întotdeauna ne ajuți pe toți să depășim momentele grele ale vieții. Mulțumim pentru căldura care radiază inima ta, grija pe care o dăruiesc mâinile tale, bucuria fără margini care strălucește în ochii tăi. De ziua ta de naștere îți dorim ca fiecare clipă din viață să-ți fie umplută cu toate culorile curcubeului, frumusețea ta să farmece mereu, iar paharul sănătății să-ți fie umplut cu forțe noi de viață. Îți urăm un la mulți ani și te cuprindem cu drag și dor. Această surpriză frumoasă vine din partea finilor, Cristina și Alexandru, surioarei Cristina, cumnatului Fiodor și a nepoților Amelia, Corina, Betty și Alexandru din Irlanda. Uite așa, din depărtare, din țările cele mai îndepărtate, cele mai calde și sincere, la mulți ani, scumpa, cum au spus, iubita, cea mai apropiată persoană, cel mai frumos suflet. Mâinile tale mereu sunt gata pentru a-i ajuta pe toți din jur. Și acești oameni toți îți sunt recunoscători. La mulți ani, scumpa, scumpa, scumpa noastră. Vreau să le spun că iubesc, că mi-e dor, că îi aștept acasă. Și chiar dacă ei nu sunt aici cu mine, ei sunt în inima mea. Să știți că tot timpul ne sunăm, tot timpul trimit colete, tot timpul au grijă de noi, chiar dacă cu sufletul noi suntem aici lângă dânsii tot timpul. Și vreau să spun că iubesc tare, că ne dor, este mama care tot nu este și mai mult. V-a împrăștiat lumea, în toată această lume frumoasă v-a împrăștiat, da? Dar voi țineți unul la altul. Foarte mult. Și uite așa, și chiar dacă vă despart mii de kilometri, voi sunteți cu inima aproape, unul de altul, da? Asta este cel mai important, ca distanța să nu fie și între voi sufletește, dar distanța să rămână doar fizică. Acum, slava Domnului, mulțumim internetului care ne ține conectați mult mai aproape unul de altul. Și deși oamenii ăștia sunt plecați de mai mult timp, da. Mai mult timp, dar noi am fost la ei în vizită, adică vin, ne ducem, dar totdeauna. Cum avem un nepățel care nu l-a ținut niciodată în brață, care urmează!
Da? Urmează, rugăm Domnul să facă pentru bine și urmează. Adică. Exact. Și a vă duce și voi la ei și ei la voi și să fiți în continuare o familie plină de dragoste, strânsă și cu atâtea cuvinte de laudă unul față de altul. Sunt sigură că meriți fiecare cuvânt al care este scris aici și ei l-au scris din toată inima. La mulți, mulți ani frumoși și luminoși! Și sănătoasă, dar restul, las că nu le facem tăți. Sănătate și mulți ani! Iubire. Voi sunteți pentru fiini o familie exemplu. De la voi învață tot ce este bun și frumos. Voi, voi ați ales și i-ați acceptat ca și fiini. Sunteți o familie, înseamnă că de invidiat. Noi ne alegem nănașii după model. Și au văzut la voi iubire, înțelegere. Și asta este cel mai important. Vouă la mulți ani. Știm că au spus că foarte curând este și ziua nașului, da? Și au trimis și pentru naș o șampanie. La mulți, mulți ani! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, mama ta să trăiască, la mulți ani trăiască, mama ta să trăiască, la mulți ani trăiască, și nana și soția să fie mare, să iubească pe toți și să... Și să fii tot apropii de dânsa. Da, mulțumim! Să fii sănătoasă, fericire și să fii alături cei mai dragi. La mulți ani, Nana! Hello! 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 Surpriză, mulțumesc! Ia-o noi cu ce suntem aici! Wow! Hi, how are you? Mulțumesc frumos, da, voi sunteți toți acolo. Mulțumesc. Ia de așa floare. Iau, cât tania de mare, vezi? Cât tania de mare, vezi? Au ca hărde, hărde de orde. Alea. Da, mai mult, iau, vezi? Mulțumesc la tăți! Mulțumesc, vă iubesc! Mulțumim frumos! De toată inima! Și o viață bună! Mulțumesc, uitați, vă place cum arăt eu? Mi-ați trimis energia voastră la mine și am umplut-o cu lacrimi. Vreau să vă mulțumesc frumos finilor Cristina Alexandru, Amelia și Corina, lui Fede, lui Cristina, lui Alexander, lui Bete, lui tata meu care el cu inima aici în inimioara mea, mamii mele care nu lângă mine. Vă iubesc, mă dor, aveți grijă de voi. Și veniți mai repede acasă când e dor. Și mai este și finul care el de grabă tot o să vină aici cu noi grăbăjoară. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, pentru tine voi cânta. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, toți te vor felicita. Azi e sărbătoare, toți suntem aici, de la mic la mare, cei mai buni amici. Veselie multe, totul e frumos, să ai drum în viață cât mai luminos. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, pentru tine voi cânta. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, toți te vor felicita. Să primești iubire și să dărui.